lege. Pop și din cenușă, vrem ca țara să renască, și cu ea și generații de golan din era noastră. De golan din era noastră, de golan din era noastră, de golan din era noastră, de golan din era noastră. Eu golan din era noastră, tu golan din era noastră, fiți golan din era noastră, tot golan din era noastră. Dacă ai obosit de basme, dacă îți pasă și ești trează, lasă-te de toți și toate, vezi ca omul și votează. Da, foarte important, foarte important mesajul ăsta. Până la urmă facem revoluția, nu? Prin vot, nu? Acolo exact. Facem asta adevărată revoluție, spun... acolo decizia e la noi. Exact, asta am vrut să spun și eu, pentru că noi nu ne dăm seama, cetățenii simpli, de puterea enormă care e votul. Puterea asta schimbă și se începe de la locale, pentru că foarte mulți, chiar și localele vedem acum, au fost la prezidențiale, dar nu au fost la locale, nu au fost la parlamentare. Da. Când de fapt de aici se începe, de la burdănoși ăștia, din primării, care, în principiu, care ați văzut, care nu dau voie, băi, asta este e pâinea lor. Este despre cine era controlează banii, mai închei, da. Așa o văd, nu lăsați în paza țării lup grăsani la poarta stânii, căci ei nu mănâncă varză, ci oiți cu cap de lână. Da. Asta foarte, foarte frumos, foarte frumos. Un moment unic aici la Paris. Nu am mai avut astfel de momente și asta este foarte, foarte interesant. A doua zi de manifestație seara, de la ora 9, 10 cam așa, și până în 2 noaptea, 2 jumate, când a fost luată mașina lui Dide de acolo. Noi am stat pe jos cu lumânări și am cântat muzică cu câțiva băieți, a fost minunat. Și am dovedit concret că suntem non-violenți. Da, iar jandarmii stăteau pe lângă noi și cei care au fost, cântau. Cei care au fost în piață au fost acuzați că ar fi violenți. Cine a mai fost în piață în data de 10? Haideți încoaceți, haideți aici să povestim. Deci cine ați fost în piață în 10? Dan Stănicianu. Ați fost în piață la București? Da. Și ce s-a întâmplat acolo? Ce experiență ați trăit dumneavoastră? Am ajuns de vreme, chiar pe la, cred că era 5:30, dacă nu cumva, am luat primele gaze. Eu am fost militar în anii 80. Da. La geniu. Știu că am, deci ați luat gazele la 5, atunci a fost când s-au apropiat oamenii de curtea guvernului? Era uimitor faptul că noi eram în jur de 70 de metri distanță de cordonul de jandarmi. Ei au tras cu acele puști, cu acele lansatoare, au ajuns între noi. Inițial am crezut că sunt lansate de cineva din buzunare pe jos, dar nu a fost așa, pentru că după aia am văzut grenadele. Da. Și soția a plecat, prietenii au plecat. Și a urmat o seară întreagă cu astfel de gazuri. Am rămas 2 ore singur. Da. Am fost de mai multe ori, v-am văzut pe caravană, da. Eu aveam ceva acolo cu Nuremberg 2 și l-am patentat. Să încercăm să facem ceva asemănător procesului la Nuremberg. Da. Să începem cu... Păi aici s-a greșit, că nu s-a făcut un proces judiciar corect niciodată, al comunismului. Niciodată. Uciderea lui Ceaușescu a fost un simulacru, omul a fost asasinat, practic, și i-au scăpat bine. Putem începe și cu ce a fost înainte, cu strămoșii noștri din anii 30-40. Da. Mai sunt câțiva în viață. Să începem cu ei, încet, încet să ne apropiem de zilele noastre și să le cerem cont pentru tot ceea ce bun, facem noi punctual, ca indivizi. Punctual legat de data de 10. Ați depus și dumneavoastră plângere penală? Nu, pentru că eu am plecat a doua zi. Am plecat a doua zi și n-am mers. Ar trebui să depuneți plângere. Cu ce gust v-a lăsat tot ce s-a întâmplat acolo? Când ați mers către România, vă bănuiați că o să vă gazeze ăștia acolo? Eu sunt un pic pregătit fizic, militar, fiind în anii 80, construit puțin, știu să mă apăr, pentru mine, dar pentru soție care instantaneu a avut probleme la ochi și prietenii care greu, au fost, a fost greu. Bun, am insistat, am stat de vorbă cu jandarmii, până în momentul în care au venit să ne busculeze. A venit ordinul, am fost acolo în zona în care băteau cu scuturile, în scuturi cu bastoanele. Și m-am întrebat, nu se poate, nu e adevărat. Ce vor cu noi, să ne sperie, să ne intimideze, dar nu se poate așa ceva. A fost ca niște mineri, nu? Mai rău, zic eu. Da. E foarte important și în 10 septembrie să fiți prezent la procesul de aici. Vă mulțumesc foarte frumos, Rotuna. Bună seara. Ați fost în 10 la București? Da. În primul rând, haideți vreau să vă povestim experiența prin care ați venit aici. Mă bucur să vă întâlnesc, pentru că în anul ăsta al Unirii reușiți să adunați oamenii în jurul dumneavoastră.
și un lucru mulțumesc mare. Foarte mult. Da, am fost cu fetița mea și Dan, care mi este prieten, a spus că a fost mai rău decât mineriada, pentru că fetița mea, care este un copil, a primit gaze și am fugit. Deci mineriada nu a fost contra copiilor. 10 Câți ani are fetița? 15 ani. Am fugit, ne-am ascuns, am revenit, în fine a fost o luptă. Ați înțeles atunci de ce se comportă jandarmii atât de brutal cu dumneavoastră? Adică cineva de lângă dumneavoastră sau din jur sau a făcut vreun gest către ei, a provocat, a atacat? Nu. Dar am discutat cu ei. Da. Am discutat pentru că stația de metrou Piața Unirii Victoriei era închisă. Da. Și niște jandarmi ne-au indicat drumul și ne-au spus că nu sunt de acord cu ce se întâmplă. Da. Și erau chiar foarte nemulțumiți. Deci să nu credeți că jandarmii susțin, sunt chiar contra PSD-ului și contra lui Dragnea. Adică a urmat un ordin și nu trebuie să-i blamăm. În același timp, ei au prevederea în regulamentele militare că ordinul ilegal nu se execută. Deci da. Aici lucrurile sunt foarte, foarte complicate. Vreau să vă întreb, cum vi se pare faptul că mai e puțin, luni o să fie o lună de zile de la acea represiune violentă a unei manifestări a poporului, pentru că părerea mea este că acolo în piață a fost poporul. Nu a fost niciun partid politic, nici organ, a fost poporul pur și simplu. Da. A trecut o lună de zile și șefii din jandarmerie care au coordonat acea mizerie sunt bine mersi pe funcții. Cum vi se pare treaba asta? Mi se pare că este legat și de contextul internațional. În timpul meetingului am fost mirate că România, țară care face parte din UE, nu a primit susținerea țărilor europene. Absolut nimeni n-a sesizat, nu a spus absolut nimic. Singurul mesaj care l-am văzut la televiziunile antipesediste venea din partea Rusiei, care a asociat miticul din 10 august cu o lovitură de stat. Exact discursul lui Dragnea și restul. Da. Da. Deci celelalte țări europene nu au spus nimic. Dar ați remarcat că jandarmeria în comunicarea publică ulterioară în care a încercat să scuze violențele a venit cu imagini de la Russia Today? Da. Ați observat lucrul ăsta? Da. Adică cum e treaba asta? Nu știu să vă spun. Nu știu, poate dumneavoastră știți mai bine. Da. Să sperăm că semnalul pe care îl dăm de aici, din diaspora, pe care îl vom da în 10 septembrie, pentru că este un protest la Ambasada României și aici la Paris, este în toată Europa, să sperăm că va determina puțin, va sensibiliza partenerii noștri în Uniunea Europeană să vină și să pună puțină presiune pe ei. Vi se pare că ancheta aia, sigur, s-au înregistrat 700 de plângeri, se fac audieri, dar vi se pare că se derulează ancheta aia eficient și corect sau că o să stăm... Să fiu, locuiesc de 18 ani la Paris. Da. Am revenit de o săptămână și viața mea a început aici cu lucruri foarte dense. Copiii au început școala, deci da. Nu prea n-ați urmesc, nu știu și nu pot să vă dau o părere greșită, nu sunt suficient de bine informată. Ce v-a determinat? Deși aici puteți avea o viață, poate să nu vă intereseze ce se întâmplă în România. Ce v-a determinat? Ce vă determină să fiți interesată, să fiți implicată, să veniți de la Paris până la București să protestați în condițiile în care sunt oameni care sunt în București, poate în blocuri, se uită de pe balcon și nu înțeleg să se implice. Ce vă motivează? Suntem toți români, suntem frați. Anul ăsta este anul Unirii, este foarte important. Trebuie să fim toți uniți. Da. Ce mesaj aveți pentru cei din țară, cei care nu se implică, dacă ar fi în fața dumneavoastră și ați putea să le vorbiți? Ce le-ați spune? Să aibă încredere. Va fi bine. Da. Mulțumesc foarte, foarte frumos. Mergem mai departe. Bună ziua. De când sunteți aici în Franța? De 15 ani. 15 ani. Foarte, foarte mult timp. În 10 august ați fost la București? Am putut că eram tot aici. Cum ați văzut de aici, din Franța, ce s-a întâmplat la București? Oribil. Oribil. Atac, masacru. Ce? Credeți că e normal ca șefii jandarmerie, cei care au comandat toată acea acțiune brutală împotriva poporului, să fie pe funcție, adică să treacă o lună de zile, să fie bine mersi acolo? Subordonații lor vin la serviciu și cum mai pot ei să depună mărturie împotriva șefilor când șefii sunt bine mersi pe funcție? Ei au fost puși acolo să-și facă treaba, au ascultat ordine și asta este ce? Vizibil. După atât de mult timp de când sunteți în Franța, ce vă determină să vă implicați? Ar putea să nu vă intereseze, da? Asta este, s-a terminat. Părinții sunt acolo, familiile mai largi sunt acolo. Da. Din ce zonă a României? Satul Mare. Din Satul Mare. Cât de mult s-au schimbat lucrurile acasă în toți anii ăștia? În rău sau în bine? În ce sens? Infrastructura e în rău. Da. Sănătatea e în rău. Da.
ce să vă zic. Deci lucrurile s-au dus în rău, rog să meargă bine. De ce? De ce? De ce? Scursurile de fonduri mereu... Când noi am intrat în Uniunea Europeană, teoretic ar fi trebuit să facem o schimbare. Am fost în Spania când mi-au arătat oamenii de acolo ce s-a făcut în Spania în ultimii 10 ani cu fonduri europene. Și noi suntem de 10 ani în Uniunea Europeană, mi-am pus întrebarea la noi de ce nu s-a făcut. Pentru că fondurile plecau în direcții greșite și banii erau nefolosiți, scopurile care erau. Vezi cazul Teldrum, unde avem o fraudă, nu? Exact ca să vorbim despre personajul principal. Da. Mulțumesc foarte frumos! Haideți să venim aici, că văd că avem o doamnă aici, Sărutuna. Sărutuna. Bine ați venit printre noi, vă așteptam cu mult drag. Vă mulțumesc din suflet. Revoluția continuă. Continuăm, da? Decembrie 89 ne-a scos în stradă pe toți. Am plecat cu toții spre București sau în orașele actualmente prin martire. Da. Am fost uniți și revoluția continuă. Deci nu ne putem întoarce înapoi, chiar dacă se încearcă, intimidare a oamenilor curajoși. Vreau să adaug la spusele compatriotei noastre, care a fost în București cu fetița. Ce ne determină să fim alături de România? N-am plecat pentru că suntem trădători, am plecat din dragoste pentru România. De cât timp sunteți plecați? Eu sunt de 11 ani. De 11 deci am venit exact în 2007 după aderare. Și da. A fost greu pentru românii. Din ce zonă ați plecat? Sunt teiancă, sunt argeșancă. Din Argeș. Da. Și la vremea respectivă era important să fim în Europa sau oriunde în lume. Da. În toată lumea aceasta există diaspore din toate țările. Acum este important care dintre noi putem, iar eu sunt una care poate, să avem proiecte în țară. Ce trebuie și faci. Ce deci vă determină să vă implicați și să vă doriți să vă întoarceți? Că ați putea să duceți bine mersi aici. Simplu, am fost un pionier de frunte. Da. Deci, bine, așa simt eu că îmi iubesc patria, iar patria mea este mai presus de o guvernare temporară. Da. Cum ați văzut ziua de 10 august? A fost dramatic, eu am văzut-o mai mult foarte târziu, pentru că m-au sunat prieteni din Africa să mă întrebe ce se întâmplă în țară. Curată cu un proiect personal, literar, nu urmăream. Aveam încredere că sunt aceste proteste în Piața Victoriei, că sunt acolo oameni care protestează și este bine. Și m-au sunat prieteni din Africa să mă întrebe ce se întâmplă în România. Și am spus, stați puțin să mă documentez. Și apoi, din 10 august, ca mulți dintre noi, n-am mai avut viață personală. Până am fost acolo prezenți pe Facebook, prin mesaje, în grupurile de opinie publică, unde este foarte multă răutate și vocabular suburban. Da, deci, da, nu, care este un rezultat al propagandei urii pe care o fac televiziunile acestor infractori. Absolut, infractori. Dar este îngrijorător îngrijorător în ce măsură oamenii s-au molipsit, pentru că mi se întâmplă să intru în conflict. Am avut multă vreme ca perete pe Facebook, am avut cuplul prezidențial Iohannis, este președintele nostru. Da. Noi ne-am bătut la ambasada română să intrăm să votăm pe Iohannis. Deci am fost acolo, pur și simplu am luat ambasada. Ați luat atunci primele gaze. Gaze, nu, dar am fost primii care au intrat în ambasadă în momentul când se închideau porțile în fața noastră. Da. Pentru că eram acolo în fața porților și vroiam să votăm Iohannis. Este un președinte care trebuie respectat. Suntem o diasporă, oamenii aici muncesc. Cum vă explicați că este un lucru foarte important? Situația în care a ajuns România este provocată nu neapărat de faptul că dictatura nu se poate prospera. Nu neapărat provocată de faptul că ar fi avut ei cine știe ce program măreț cu care au păcălit oamenii, cât e legată de faptul că cei care au fost să se lupte 6,5 milioane să îl voteze pe Iohannis nu au mai venit la alegerile parlamentare în același număr, 6,5 milioane dacă veneau, n-ajungeam în situația asta. Cum vă explicați? Deci nu știu când s-a făcut această mobilizare pentru legislative. Probabil pentru că așa suntem mai... Mulți dintre noi care am venit în străinătate după 90, suntem acei oameni curajoși, cu spiritul aventurii și al lucrului concret. Da. Eu am crezut că în momentul în care am reușit să-l votăm pe domnul Iohannis, în misiunea noastră pentru țară, poate să iau o mică vacanță. E foarte deci interesant. Nu mi-aduc aminte. Practic nu spuneți știu. Că nu ați realizat concret importanța majorității parlamentare care ar putea să conteze mai mult decât... Absolut.
un om anume care a fost cutat. Da. Opoziția, nu știu cum. Da. Am reflectat, deci am fost de Paște acasă și mi-am găsit toate prietenele și prietenii angoiseți. Da. Speriați ce ne facem cu PSD-ul acesta, ce ne facem cu PSD-ul acesta. Este o singură soluție, aceea de a ne prezenta în țară la alegeri locale. Deci, locale și parlamentare, ulterior. Parlamentare, sigur că da. Cine da. Poate local, cine poate... E o soluție foarte bună, pentru că fiecare poate schimba votul dumneavoastră în Argeș și are mult mai mare putere, are mult mai mare valoare decât exprimat în diaspora. E o chestiune simplă. Deci eu am tot... Cum spuneam, dacă în 2007 era important să fim în Europa și în lume, acum este important să avem câte un proiect cine poate. Cine poate da. Și dorește să se întoarcă acasă cu lucruri concrete de făcut. Pentru că da, da, atunci, stați un pic, te poți întoarce cu lucruri concrete într-o țară unde nu e sigur de nimic, pentru că niște hoți controlează tot. Păi îți fură noaptea perna de sub tine, ceașaful, îl trage de sub tine. Să vedem dacă pot să dacă vor reuși în, pentru că ne întoarcem cu experiență și avem, este mult de lucru muncă în țara acum, este foarte mult de muncă, este, sunt multe lucruri de construit și inclusiv viața politică trebuie reconstruită. Da. Plecăm cum am plecat în decembrie 89 de la zero. Da. Să sperăm că oamenii conștientizează. Este o concluzie foarte interesantă, dragii mei, aș vrea să o trag aici la întâlnirea noastră de la Paris, legată de exact ceea ce vă spuneam și eu și am constatat asta în toate comunitățile unde am fost în diaspora, oameni cu care am discutat, atât în interviurile pe care le-ați văzut pe YouTube, pe Facebook, cât și mai ales în discuții personale, oameni care au fost să voteze la alegerile prezidențiale, au fost în număr mare, chiar s-au înghesuit, chiar au stat la cozi și care ulterior nu au mai fost la alegerile parlamentare. Foarte mulți oameni, și asta s-ar putea să fie o lecție foarte importantă, sigur, luată dur, pentru că în viață poți să-ți iei lecții ușor, fără să te coste mare lucru, sau poți să-ți iei o lecție așa cum și-a luat-o poporul român în ultimii 2 ani de zile de la acest grup infracțional organizat, condus de un dublu infractor, Liviu Dragnea, foarte în dur, foarte în dur, ca pe un pumn în nas care ți-a spart nasul. Este posibil să fie o lecție foarte importantă. Foarte mulți oameni, într-adevăr, nu au înțeles că numai președintele nu are pârghii legale, constituționale pentru a schimba lucrurile. Sigur, el poate să facă o foarte mare diferență, dar dacă este un președinte agresiv și este dispus să joace în afara cadrului constituțional, aici este o foarte mare problemă. O chestiune foarte importantă. Dacă ai un președinte dispus să joace la limită sau dincolo de limită, și poate că asta ar fi meritat acești derbedei, dar nu mai discutăm acum ce ar fi fost dacă, poate că atunci el ar putea să țină piept într-o anumită măsură unor asemenea personaje, cum e Dragnea, cum sunt cei din jurul lui. Firea, pentru că și Firea ea se ceartă cu Dragnea acum, dar să știți că e aceeași mizerie, aceeași mafie. În momentul în care ai un președinte care vrea să facă lucrurile nemțește și constituțional și legal, ei bine, constatăm că legea și Constituția nu-i oferă foarte multe pârghii și constatăm cât de important este să fim prezenți la alegeri pentru a lua deciziile acolo unde contează cel mai mult, oameni buni, în locul în care se legiferează. Și România se legiferează pe 3 paliere, dragii mei. Se legiferează local, prin consilii locale, asta înseamnă alegeri locale, unde determinăm și legiferarea la nivel județean, prin consilii județene, hotărâri de consiliu județean, și lucru cel mai important, Parlamentul României. Unde se legiferează, unde se hotărăște cine să fie în guvern, unde se emit legi, la care președintele poate să se opună într-o anumită măsură. Sunt trimise la Curtea Constituțională, ați văzut, are dreptul numai... Sunt niște reguli foarte, foarte stricte. Deci a fost o mișcare incompletă și poate că lecția asta, atât de dură cum este ea, să sperăm că vom reuși să facem în așa fel încât infractorul șef al PSD să nu poată să-și ducă planul la bun sfârșit și să reușim să dăm de pământ cu el. 10 septembrie poate fi o dată importantă în acest sens, dar lecția cea mai importantă este că trebuie, apropo de ce spunea un interlocutor al meu în discuția pe care am avut-o la prima întâlnire de sus, legată de România lucrului bine făcut, că Iohannis a promis România lucrului bine făcut. Da, dar România lucrului bine făcut nu însemna numai România lucrului bine făcut de către președinte.
însemna și România lucrului bine făcut, nu de către fiecare dintre noi. Acum, acum înțelegem ce înseamnă Republică semiprezidențială. Deci abia acum conștientizăm că România este o republică semiprezidențială. Puterile președintele... Nu am crezut că președintele are toată puterea. De fapt nu era așa. Pentru că vă dau un exemplu concret. Câte mii de români au votat în Paris, Iohannis? Foarte multe mii. Da. Mi-aduc aminte că cineva a vorbit cu cineva după chestia asta, după alegeri, și îmi spunea că m-am străduit să la ora 5, la dimineața, fusese la ambasadă. Spunea, m-am străduit să pregătesc locuri de votare în mai multe zone ale Parisului. Parisul are 10 milioane de oameni. Da. Românii sunt prășteați în câteva mii. Noi suntem câteva 20-30. Da, plus că dacă votezi în mai multe locuri e mai ușor, e mai simplu de gestionat. Și chestia asta vreau să spun că persoana respectivă spunea de la 5 dimineața a fost la ambasadă. Am încercat să fac mai multe m-am luptat cu persoana ambasadei ca să formăm, să financeze secții de votare. Secții de votare, exact. Da. Și spunea, știi cât s-au venit la votare, la parlamentare aici, în Paris? Din câte mii au fost? Foarte puțin. Cât? Chiar vreau să mă întreb câți au fost. Probabil. 40 de persoane. 40. Păi și de ce? De ce la președinte au fost mii și la parlamentare au fost 40? Cum vă explicați? Tocmai asta vă spuneam acum. N-am fost conștienți că parlamentarii sunt la fel de importante ca legea președintelui. Da. Nu știu care. Da, nu e o lecție pe care o învățăm cam dur cu Dragnea, cu tot ce se... Bun, principalul să învățăm ce puțin lecția asta. Da. Și din cauza asta, plătim. N-am fost la lege la parlamentar și asta plătim. Da. Avem ocazia, cum vi se pare, ideea asta este tot mai discutată în diaspora, ca la următoarele alegeri locale și parlamentare oamenii să voteze acasă, putând practic să schimbe balanța. Da. În felul ăsta, mergând să voteze acasă, numărul 1, practic ei nu mai poate să te împiedice să votezi prin număr mic de secții de vot, prin tot ce fac ei, pentru că acolo tu ești pe listele electorale. Și numărul 2, cel mai important, diaspora are pe circumscripția electorală diaspora 6 parlamentari. Okay. 5 milioane de oameni, dacă pot să voteze, să zicem că se fac secții de vot în fiecare localitate din diaspora unde este un român și ăla votează. Și votează 5 milioane de oameni. Bagă 6 parlamentari. În timp ce 5 milioane de voturi exprimate în țară schimbă total arhitectura parlamentului și majoritatea. Bun, în cazul ăsta, eu vreau să mă întreb altceva. Da. Dacă la întâlnire s-a venit câțiva, da. Și nu ne costă mare lucru să venim până în centrul Parisului. Da. Câți credeți că o să plătească un bilet de avion să meargă pe România să voteze? Păi eu zic că dacă se mai întâmplă multe porcării și multe măgării ca aia din 10 august și ce mai au ei de gând să facă, eu zic că se va mobiliza multă lume. Dar putem începe prin a vorbi despre asta. Exact. Este... Un proverb oriental spune că o călătorie de un milion de pași începe cu primul pas. Exact. Un milion de pași sunt foarte mulți, într-adevăr. Dar faci primul pas. Și după aia îl faci pe al doilea. Primul pas e să vorbim despre asta, nu? Când au fost alegerile prezidențiale, au fost chestia...